întâmplător Europa FM Live pe plajă 2021 a fost deschis de Francis On My Mind, pentru că este o deschizătoare de drumuri. Bun venit! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să fiu alături de voi în această seară. M-am distrat maxim pe scenă și sper să ne mai vedem cât mai curând. Cu siguranță, am văzut că piesele tale au fost foarte bine primite în playlistul Europa FM, dar tu ești mai cunoscută în afara României decât în țară. Cum s-a întâmplat? Datorită casei mele de discuri, am intrat într-un program internațional unde piesele mele au fost promovate, mă scuzați, am emoții, au fost promovate în 30 de teritorii și sunt foarte fericită că s-a întâmplat așa, mai ales că sunt la început de drum. Pot zice că am avut noroc și am avut noroc în primul rând să dau de oamenii potriviți în cariera mea. Cum ai ajuns la concluzia că muzica este drumul tău și că trebuie să faci asta? Cumva cred că dintotdeauna am știut că muzica înseamnă ceva pentru mine. De mică am cântat foarte mult, obișnuiam să cânt prin casă, apoi ai mei au observat hobby-ul ăsta al meu pe care l-aveam și m-au dus la niște cursuri de canto și de acolo a început totul și am zis că nu, muzica trebuie să rămână pe primul plan. Nu știu cum ai ajuns la concluzia că prima piesă trebuie să fie On My Mind. Are vreo legătură cu numele tău? Numele meu a venit odată cu piesa, pentru că eu, ca artist, am vrut să rămân întipărită în mintea oamenilor și nu numai neapărat prezența mea, să fie întipărită în mintea oamenilor, cât și piesa în sine. Iar piesa se numește On My Mind pentru că este vorba despre o poveste de dragoste, cumva nereușită, are un final destul de trist și de aceea se numește On My Mind. Ce pregătește Francis On My Mind în perioada următoare? Urmează să scot remixul de la noua mea piesă, Swimming Pools, și urmează să lansez și un single, încă un single, în septembrie-octombrie. Mai multe nu vă pot spune acum, dar mă puteți urmări pe Instagram, Francis On My Mind, la fel și pe Facebook și YouTube și vă țin la curent acolo cu toate lansările mele. Mulțumim pentru că faci asta. Francis On My Mind, te gândești să rămâi în țară sau te gândești să te și muți în afară dacă ai atâta succes în afara României? Momentan mă gândesc, adică nu că mă gândesc, sunt foarte sigură, trebuie neapărat să mă mut în București. Asta este primul pas pe care trebuie să-l fac. Apoi după ce mă voi muta în București, probabil dacă va veni o ocazie, n-aș spune nu unei mutări în afara țării. Nu te sperie agitația asta din București? Mă sperie foarte tare traficul, mai ales că acum am început școala de șoferi, tocmai ce am început să fac legislația și la mine în oraș, în Onești, e mult mai lejer traficul. E ok, dar când vine vorba de București, mă panichează puțin nebunia aia. Dar e ok, eu să mă obișnuiesc, așa cum atâta lume poate să stea în București, pot și eu, e ok. Francis On My Mind, te rog frumos, uite-te la oamenii frumoși care urmăresc acest interviu și transmite-le un mesaj. În spatele camerei se află familia mea. Dragii mei, ce să zic, vă mulțumesc enorm pentru tot suportul pe care mi l-ați acordat până acum și mă bucur în primul rând că ați putut să veniți aici, că știu că e destul de complicat cu distanța. Vă pup! Francis On My Mind la Europa FM Live pe plajă, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit!